Drumurile proaste, mizeria din orașe și câinii comunitari sunt alte probleme cu care cetățenii mărturisesc că se confruntă și care, spun ei, ar trebui rezolvate cu prioritate anul acesta. Pentru spitale. În primul rând trebuie spitalul pus la punct, că acolo e sănătatea societății. Și alte domenii? Învățământul, copiii, viitorul. Și ar fi multe. Deci drumurile ar fi o prioritate? Da, ar fi și drumurile, normal, și parcările, și ar fi curățenia orașului. E trotuare, nu vedeți ce e aici, nu se poate trece prin, fără să intre într-o baltă mare, să fie un pic de ordine. Nu ne place cum arată. Cât avem acum. Deci pentru curățenie? Și curățenie, și pentru trotuar, că altă parte repară, de aici în Sigătul repară nimeni nimic, nu face nimic. La noi în stradă, Gheorghe Barisiu ne promite de mult, de ani de zile, că vor veni și vor pune gazul și vor face trotuar și de până în genunchi umbli în noroi. Nu ne bagă nimeni seamă. Pe ce anul mi-ar trebui să cheltuie? În primul rând însă în spitale, ceea ce e necesar, e o părere de-a mea necesară, și după aia un pic în grădinițe, școli și așa mai departe. Infrastructură? Și aia. Da, dar în primul rând în spitale, pentru că spitalele sunt dezastru, mai ales în Sigetul Marmației. Vă mulțumesc! Și băimărenii sunt de părere că ar fi câteva investiții prioritare anul acesta, respectiv infrastructura, educația și dezvoltarea locurilor de muncă. Să se aloce cel mai mult bani pentru a înlătura câinii de pe trotuare și cei care au câini să facă bine, să umble cu pungă și cu fărajul după ei. Așa să se aloce bani pentru oamenii străzi, să nu-i mai vedem cerșind pe trotuare și peste tot, că e cel mai urât lucru. Iar la nivel de județ? La nivel de județ sunt multe, nu vă pot spune, foarte multe lucruri. Dar să termine aeroportul ăsta e cel mai grav și mai urgent lucru. Pentru dezvoltarea locurilor de muncă, pentru tineri, eventual să mărească salariile, că să crească netul la salariați, pentru că prețurile cresc și este din ce în ce mai greu, chiriile sunt foarte scumpe, trebuie să facem și naveta și este foarte greu și ar trebui să se axeze pe treaba asta foarte tare. În general pentru copii, pentru alocații, pentru binele lor și pentru restul. Și din bugetul municipiului Baia Mare? Păi eu cred că s-a făcut suficient de mult, dar pentru înfrumusețare, pentru oraș. La nivelul județului, anul acesta ar trebui finalizate mai multe proiecte importante, precum aeroportul Maramureș, depozitul ecologic de la Fărcașa și reabilitarea mai multor drumuri naționale.